1-0 FCSB, Petrolul și FCSB are în acest moment 13 puncte față de Rapid. De partea cealaltă, Petrolul și-a luat adio astăzi de la play-off. Practic, ultimul meci cu Șepși și nu va mai conta pentru echipa lui Pârvu. Vorbim de sezonul regulat. Va conta, bineînțeles, pentru că și Petrolul de acum se concentrează să evite retrogradarea și sunt importante punctele acolo. Un gol al lui Luis Felipe sau poate un autogol al celor de la Petrolul. Noi am pus că a dat Luis Felipe gol pentru că a atins un pic acolo mingea, a încercat să o împingă spre poartă, deci era în direcția lui Zima. Așadar, 1-0 FCSB, o victorie importantă pentru echipa lui Haralambuz, mai ales în acest context cu final de sezon împotriva Rapidului pentru FCSB. Vom discuta despre acest meci cu Florin Răduciu, Gabriel Moldovan. Bună seara, domnule, mulțumesc din nou, bună pentru seara, prezență. Aveți. Înainte însă să începem analiza, îl ascultăm pe Hanca. O repriză solidă din punct de vedere defensiv, ați ieșit de la cabine, însă imediat a venit acel gol 1-0. Da, a fost chiar în primul minut sau al doilea minut, faza aceea în care plecam pe contraatac. A fost acel contact, nu știu dacă a fost foul sau nu, nici nu am văzut și e normal când le dai spații celor de la FCSB, au jucători de viteză, de valoare, care poate să facă diferența și cred că a fost singura semi-ocază în afară de lovitura liberală Coman, care, să zic, a fost periculoasă. Asta este, nu mai avem ceva ce trebuie, să mergem mai departe, să ne refacem, că vineri deja avem meci, e ultimul meci din campionat și după aceea în play-out să scoate maxim. Pentru tine, cum a fost revederea cu cei de la FCSB după episodul în care ai fost implicat? Nu, pe fotbal, nu. Am trecut peste, am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. La prânz nici nu jucam, eram destul de nasol cu Clezna. Până la urmă am reușit să joc, mă bucur că am reușit să fac și îmi pare rău că n-am putut să stau mai mult pe teren ca să-mi ajut echipa mai mult. Asta voiam să te întreb. Știm că ai avut ceva probleme înainte. Da, am avut ieri o problemă la antrenament și, sincer, aseară nici nu puteam merge. Dar, și n-ai mai putut să continui azi, nu? Nu. A fost puțin dificil. Oricum am tras de mine cât am putut, dar îmi pare rău. Nu sunt genul care se dă o parte, orice ar fi, și îmi pare rău că n-am putut să stau mai mult pe teren să-mi ajut echipa. De unde atâția nervi? Pentru că am văzut încrâncenare, nervi. Știți cum e, pentru noi probabil era ultima șansă ca să prindem play-off-ul, pentru ei o șansă în plus să păstreze o diferență de puncte ca să rămână pe locul întâi în lupta la titlu și e normal, până la urmă e fotbal, e important ce să existe respect după și înainte. Spuneai de această șansă de a prinde play-off-ul, ultima șansă, totuși de ce nu mai mult pe plan ofensiv, pentru că s-a văzut mai ales în final când ați încercat, ați forțat și s-au creat ocazii. A fost teamă cumva să vă deschideți? Nu, cred că a fost teamă. Când ai 1-0, totul e pierdut. Că pierzi 1-0, că pierzi 2-0, dacă ratezi play-off-ul, cred că e același lucru. Eu cred că nu putem spune că în seara asta s-a pierdut play-off-ul. Au fost multe meciuri în care puteam scoate mai mult. Probabil că dacă eram mai consistenți în tot ceea ce am făcut pe fază ofensivă, probabil eram acolo. Dar să învățăm din toate aceste experiențe și la anul să fim mult mai puternici și să prindem play-off. Mulțumim tare mult. Seara bună, la revedere. L-am ascultat pe Hanca. Vio, cum ai văzut desfășurarea partidei în condițiile în care, bun, cred că din minutul 70 FCSB n-a prea mai avut treabă cu partea ofensivă, s-a pus pe două linii, dar ce mi s-a părut mie în tot contextul ăsta, aș spune greu de digerat de cei de la Petrolul, e că Petrolul n-a avut nicio situație reală de gol. Poate v-ați notat voi și n-am văzut eu, dar cred că tot meciul nu a fost o situație reală, ceva creat, ceva să pună în pericol poarta lui Târnovan. Da, mai ales că aveau pretenții de play-off. De play-off, într-adevăr, și doar o victorie conta pentru ei împotriva FCSB-ului în această seară. Dar, într-adevăr, pentru FCSB o victorie obținută cu multă trudă și sudoare în această seară. O victorie meritată, zic eu, pentru că a fost echipa care totuși și-a dorit te mai întrerup, mult. Știu că e urât să te întrerup așa de repede, dar îl ascultăm pe Florin Elcoma. Pentru că am făcut un lucru foarte bun în acest sezon și aveam în cap și lucrul acesta de a chema cât mai mulți oameni la stadion.
Și atunci când nu dați voi gol, obligați adversarul să greșească și să marcheze autogol? Da, se poate spune și asta. Cum a fost pentru tine o primă parte în care ți-a fost blocat piciorul? Da, da, dar a venit acea lovitură liberă din care ai... Da, un portar bun a scos acea minge. Trebuia să bat puțin mai tare, dar o ocazie, trecem acolo. Te-am văzut după aceea cerând divinității cumva da, golul. Pe reluare, așa a fost, nu? Da. Putem spune că ați depășit cu bine această serie cu meciuri din 3-3 zile? Da, se poate spune și lucrul acesta. S-a simțit, să spun, o oarecare oboseală, dar sunt fericit pentru că echipa a arătat caracter, determinare. Și iată că din nou ne montăm foarte bine la pauză și imediat la primul atac marcăm. Asta vreau să întreb, ce se întâmplă la pauză, Florin? Da, aveți bacheta magică în vestiar, pentru că se iese cu o altă atitudine, imediat reușiți să marcați. Da, așa este. Ne priește această pauză. Mă bucur pentru Luis Felipe că a marcat, a făcut un joc foarte bun. Chiar așteptam acest meci. Și ne bucură că ne-a scos. Avem nevoie de toți jucătorii. Așteptați și meciul cu Rapid în acest moment să vedeți cu adevărat unde sunteți? Da, nu ne vedem cu adevărat unde suntem cu Rapid. Pentru că Rapidul pare principala contracandidată în această luptă pentru titlu. Stați puțin că se vor înjumătăți punctele. Noi vorbim, bine, ok, se fac calcule, dar nu ne arătăm valoarea cu Rapid. Nu este un meci de așa manieră. Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm, atâta tot. Cum și ei își doresc și noi ne dorim. E un derby pe care l-așteaptă toată lumea. Da, clar. E un derby pe care l-așteaptă toată lumea, pentru că sunt suporterii foarte mulți la fiecare, mai mulți la noi, dar e normal să fie un derby frumos și așteptat de fiecare spectator. Simțiți așa că aveți și o revanșă de luat cu... Nu. Nu, nu simțim nimic. Nu e o mai mare determinare cu... Nu, determinarea noastră... Ultima etapă, mă gândesc, de sezon. Noi am venit, vai... Capul nostru am venit de la Ovidiu. Mai conta meciul acela. Acum chiar contează meciul acesta și trebuie să câștigăm pentru a ne atinge obiectivul pe care îl visează toată lumea. Sincer, este un avantaj că veți juca pe Arena Națională acest derby. E casa voastră. Da, se poate spune că este un avantaj pentru că jucăm toate meciurile de acasă aici. Se poate spune lucrul acesta, dar sincer, un derby... Cum am jucat și cu Dinamo, derbiurile se joacă pe stadioane mari, nu la unde am jucat cu 10.000 în tribună. Sunteți într-adevăr o echipă în acest sezon, totuși vreau să te întreb, cât de important e Florinel Coman și dorința lui din teren pentru grupul de la FCSB în acest sezon? Nu vreau să vorbesc despre acest lucru. Important este că sunt pe drumul cel bun, ajut cât pot. În această seară nu am marcat, iată că... Bine. Echipa a făcut-o foarte bine. Centrat și... Nu contează jucătorul. V-am spus, am jucat și fără Olaru, s-a jucat și fără mine Cuta, adică nu cred că va conta pentru nicio echipă. Doar când îți pleacă 3, 4, 5 jucători din echipa de start, atunci poți spune, dar nu poți spune că un jucător trage echipa după el, mai ales la Steaua. Cum te-ai simțit în momentul în care ai aflat că ești pe lista unei echipe din Bundesliga? Nu vreau să discut despre acest subiect. Dar este un campionat care îți place? Atât. Ți-e place să te uiți la meciurile de acolo? Nu, păi, te întrebam pe tine. Păi, și mie îmi place, normal. Dar nu vreau să discut, am spus, sunt în plin sezon, urmează play-off-ul. Toată lumea trebuie să fie cu capul la ei. Dar bănuiesc că te motivează în momentul în care vezi că echipe din campionate puternice sunt cu ochii pe tine. M-am montat când mi-a venit ofertă de 5 milioane. Atât. Ok? Mulțumim. Am ascultat pe Florinel Coman. Florinel Coman cu câteva remarci, așa, dar vom reveni la ele. Te-am întrerupt, Vio, te rog. Da, spuneam că este o victorie meritată din punctul meu de vedere, obținută de FCSB în această seară, chiar dacă a obținut-o în condiții destul de dificile. Oricum, a fost echipa care a avut inițiativa și a dorit mai mult cele trei puncte. Și ocaziile au fost de partea lor, chiar dacă nu putem spune că, sau nu putem remarca foarte multe aspecte, oricum, în prima repriză, pe finalul ei, FCSB a fost foarte periculoasă, la o lovitură liberă a lui Coman, executată excelent, intervine portarul Zima și salvează, și imediat, la cornerul obținut, este o ocazie imensă a lui Baba Alassa, care lovește transversara.
cu asta se termină prima repriză. O a doua repriză începută foarte bine de FCSB, care fac 3 modificări la pauză. Cum ți s-au părut foarte, modificările? Foarte corecte mi s-au părut și cred că trebuiau făcute. A și transmis acest șoc echipei. Parcă s-au mai trezit cei de la FCSB, Miculescu inexistent. Îmi pare rău pentru el, așa cum spunea Radu înainte de meci, își dorea să-l vadă și eu îmi doream să-l văd dar mai să și mult ceva în la joc el. Și să-l vedem periculos pentru adversari în fața porții. Nu a fost să fie, a fost foarte ușor anihilat acolo de defensiva a Petrolului. Deci este schimbat el... Este schimbat Tadian Popescu și este schimbat Al-Hasan, într-adevăr. Deci 3 modificări corecte, zic eu, care au adus o altă dinamică în debutul reprizei secunde. De altfel și golul a venit imediat în minutul 46 la o centrare a lui Coman în fața porții. Apare Luis Felipe foarte bine acolo, pune presiune pe Țicu, care deviază în propria poartă. Este 1-0. Da, tu ai remarcat foarte bine. Din minutul 70 fac un pic pasul în spate cei de la FCSB. Parcă Petrolul dă anumite semne de viață vis-a-vis de animația ofensivă care este inexistentă la ei, mai ales în momentul intrării în posesiei mingii. Nu știu ce să facă. Eu păstrează partea asta de analiză. Mingea. Vorbește chiar Pârvu și aș vrea să-l ascultăm și pe el ce spune despre treaba asta. Am și schimbat modul de joc, am reușit să punem mai multă presiune pe ei și cred că am reușit până la final să, eu știu, să punem așa o presiune fără să concretizăm, dar jocul se duce așa către eu știu, să plutea golul în aer, pot spune. Aș vrea să nu vorbesc de arbitraj și vă spun clar lucrul acesta, nu sunt un antrenor care vorbesc de arbitraj, dar au fost câteva situații în care aș vrea să fim mai atent analizate. Nu știu dacă faultul la Bratu sau mâna în gât pusă de Radunovic lui Ișvan, când mingea era în joc, în suprafață de pedeapsă. Cred că se putea eu știu, verifica mai atent lucrul acesta. Pentru noi urmează un meci, ultimul din sezonul regulat acasă cu Sepsi, și după care clar că va fi o luptă extraordinar de crâncenă în play-out. Da, pe prima repriză, cum a spus și dumneavoastră, pe care ați închis-o, însă începeți practic repriza secundă de la 1-0 pentru FCSB. De ce acea asta am neatenție? Spus. Clar că băieții au intrat de la pauză să fim atenți pe începuturile astea de reprize. Este foarte, foarte important lucrul ăsta. A fost o situație, cred că o lipsă de concentrare, pentru că în premergător golului a fost o fază în care, v-am spus, nu vreau să comentez, da, să analizeze Mario mai Bratu, bine, poate Mario Bratu acolo s-a întâmplat ceva acolo. Pare în cădere deja, dar da, nu știu. Da, și probabil că ei așteptând ceva să fluiere sau, nu știu, mă rog, da. O situație, probabil că asta a fost o chestie care nu a fost așa de concentrat pe faza asta. Personal, regretați că nu ați riscat mai mult, cel puțin în repriza a doua, și clar, dacă dumneavoastră ați fi putut să faceți altceva. Da, tot timpul trebuie să facem mai mult noi ca antrenori. Tot timpul, și acum după meci, te gândești, da, puteai să faci mai mult, pentru că FCSB-ul, dacă și dumneavoastră ați văzut, începând de la jumătatea reprizei a doua, a început să tragă de timp aia acasă. Pentru mine m-a surprins foarte mult lucrul acesta, să-i văd trăgând de timp și să... Probabil că e fost strategia lor. Nu vreau să comentez eu asta. A jucat la rezultat în seara asta. Dar m-a surprins, vă spun sincer, ca să-i văd acasă la ei, pe Arena Națională, să tragă de timp. Da. De altă parte, și echipa dumneavoastră putea să atace mai mult, mai ales puteam că era ultima șansă. Puteam să facem mai mult, da, puteam să facem mai mult, este clar. Am încercat în repriza a doua și am schimbat modul de joc și situațiile poate nu au fost concrete, clar, la poartă, dar ca și eu zic dominare sau, eu știu, mod în care noi ne-am prezentat, a fost unul
care ne dădea speranțe că putem, că putem marca. Spuneau și băieții dumneavoastră, atât Țicu cât și Hanca, practic nu s-a pierdut azi calificarea în play-off. Nu, niciun caz, niciun caz. Frustrant când vezi că ai putea totuși să te agăzi de ultima șansă cu atât există, mai frustrant. Există o dezamăgire, clar, pentru că până în ultimele etape din sezonul regulat, Petrolul a fost acolo și a cochetat cu primele locuri. Primele locuri, primele șase care duc în play-off. Din păcate, jocul de la UTA ne-a turnat așa plumb în picioare, pentru că tot așa, după un joc care, spun eu, puteam să câștigăm acolo. Ei, clar, au avut o fază fixă și au marcat. De acolo parcă s-a întâmplat ceva și rămânem cu un joc bun, spunem noi, dar fără să fim eficienți. Și asta vreau să se termine odată cu, eu știu, cu meciul următor, meciul de acasă contra celor de la Sesi. Jair supăra la schimbare. Este normal, sunt jucătorii, nu pot fi fericiți când se schimbă, nu? Dar așa am considerat, a fost o schimbare tactică, mă bucur că Tomi Jiri a intrat, eu zic că a intrat bine și toate schimbările pe care le-am efectuat au dus un plus, mă bucur pentru asta. Normal să fii supărat în primul rând pe tine, după care vom vedea ce va fi în meciurile următoare. Mulțumim tare mult! L-am ascultat pe Florin Pârvu, Vio, revin la explicația ta, explicațiile lui Florin Pârvu, nu știu cum să ni se pară în condițiile în care spune că a avut posesie și că au încercat ceva, de ieșit n-a ieșit nimic, adică pe teren nu s-a văzut nimic. Înainte de interviu, de animația inexistentă ofensivă a Petrolului, care nu este surprinzătoare, de altfel ei n-au obișnuit cu un asemenea joc, e campioana X-urilor, foarte multe rezultate de egalitate, asta spune multe despre forța lor ofensivă sau despre stilul de joc. Poate că au forță ofensivă, dar așa cum am spus înainte de meci, că vor ceda deliberat posesia adversarului, se vor retrage în jumătatea proprie, exact acest lucru au făcut și au așteptat tranziția pozitivă în momentul recuperării mingii să speculeze eventualele contre și spații libere pe care le vor avea. Dar nu este suficient. Degeaba plânge antrenorul Petrolului, pentru că posesia nu-ți marchează goluri. Trebuie să fii mult mai incisiv, trebuie să fii mult mai dinamic. Trebuie să vrei mai mult în compartimentul ofensiv dacă emiți pretenții pentru a prinde play-off-ul. Dacă vrei în play-off, oricum, ei au spus foarte bine, nu au pierdut acest play-off. Acum la acest joc. Au făcut foarte multe egaluri și au pierdut puncte enorme. Oricum, o echipă la nivel ofensiv destul de limitată, fără idei, fără viziune, fără concretizare. Bun, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Revenit, continuăm discuțiile. Florin, care sunt concluziile ceea ce am văzut, după ceea ce ai ascultat din partea lui Florin Elcoman, din partea lui Florin Pârvu. Da, Alex, a fost un meci foarte urât, puțin spectaculos. Am văzut un meci foarte dur, întrerupt mai tot timpul. Dacă urât, dar cred că foarte tacticizat. Tacticizat, da. Așa spunem acum, tacticizat. Da, nu, bine. Foarte multă tactică. Din păcate, această echipă a Petrolului merită să nu joace play-off-ul, pentru că este o echipă, într-adevăr, care, mai ales în această seară și aproape pe tot parcursul sezonul i-a demonstrat că nu merită. Este o echipă în seara aceasta, practic nu a existat din punct de vedere ofensiv, nu a oferit absolut nicio, aproape o emoție portarului Turnovanu. Deci o echipă care, până la urmă, fotbalul nu iartă, iată, nu te iartă și, repet, este o echipă care nu merita să se califice. Dar cealaltă parte, într-adevăr, FCSB nu a fost simplu, cred că știau că va fi un meci greu, un meci închis, un meci în care nu erau foarte multe spații, mai ales pentru Coman, pe care de altfel l-au și blocat destul de bine. Nu reușesc într-adevăr la începutul primerilor reprizei a doua, când reușesc să înscrie. A meritat victoria, sincer, FCSB, pentru că au avut totuși două ocazii, au avut două bare. A fost echipa care a încercat mai mult, a vrut mai mult să câștige meciul și până la urmă, iată, au fost, să zic așa, au ieșit în câștigător de cauză. Dar ce contează, repet,
închid discursul, ce contează este să câștigi, ce contează este pragmatismul lor care este, nu am strădit aproape 13 meciuri în care au câștigat, deci practic o echipă care până în momentul de față este echipa cea mai puternică după părerea mea și nu întâmplător sunt acolo. După aia am vorbit de jumătățire de punct, vom vedea, dar repet, reușește să câștige un meci complicat și până la urmă bravo lor, pentru că, repet, nu era simplu. Nu a fost un spectacol de care să ne bucurăm, așteptam la mai mult și din partea, am zis la începutul emisiunii, din partea lui Petrolu, dar echipă extrem de slabă din punct de vedere ofensiv. Nu a existat și ca atare fotbalul recompensează, premiază, să zic așa, echipa care a atacat și care a vrut mai mult. Și aceea a fost pe bună dreptate FCSB. FCSB are, cum spuneam, vreo 70 de minute, Florin, în care da. E echipa care știe cum da. Să se pună, dar din punct de vedere al finalizării, pare că FCSB are o problemă destul de mare. Adică ei și-au creat situații. Ei au mai avut un meci de genul ăsta, să ne aducem aminte, cu Șepși. Da. Când iarăși își creează vreo 3-4 situații imense de gol și nu marchează. Și tot așa, stau la 1-0 până pe final. Da. Iar eu, la cum i-am văzut pe cei de la FCSB, că se fereau inclusiv să faulteze prin preajma careului, cred că și-au adus un pic aminte și ce s-a întâmplat în Turcu Petrolul. Când Petrolul are 11 metri, la ultima fază dă Golgi cu grozav și se termină 1-1. Adică ei au niște repere de genul ăsta, da, antecedente da, uite că nu se negativ. Mai întâmplă, ai dreptate, poate și de anul trecut am mai spus, dar iată că nu se mai întâmplă. Ok, nu este evident echipa perfectă, nu este un Manchester City, nu este un, nu este un Internațional Milano, dar este totuși o echipă care până la urmă câștigă. Nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat anul trecut. Oricum echipa, repet, creează faze de gol, da. E adevărat, ar trebui, într-adevăr, să fie mult mai eficienți. Iată, nu reușesc, dar, oricum, ceea ce contează cel mai mult, până la urmă, este să câștigi meciul. Și au reușit. E adevărat. Oricum, în seara asta nu au riscat. Vorbim de meciurile, da. Meciurile precedente, cu siguranță. Dar în seara asta, se vede absența lui Olaru acolo. Da, evident. Practic, este cheia. Omul cu cheia de la mijlocul terenului, care... Și finalizează, ce spuneai tu, Alex, vis-a-vis de această finalizare, apare acolo, dă goluri. Da, bine. Nu știu dacă nu l-a ajuns Coman, dar oricum bine, el a fost îți dă pase de gol, pune în evidență atacanții, deci cam are cheia Olaru acolo și s-a văzut în ultimele două jocuri, la voluntari și în această seară. Da, echipa câștigă și fără el. Bine că câștigă, foarte da, important. E important că reușesc să câștige. Până la urmă, punctele sunt importante, nu? Păi, clar că, până la urmă, asta rămâne. Îl ascultăm pe Haralambos. Thank you for your congratulations, first of all. Mulțumesc pentru felicitări. Congratulations to my players. Aș vrea, în primul rând, să-i felicit pe jucători pentru efortul pe care l-au depus. A fost al treilea meci într-o săptămână, a fost greu. V-am spus înaintea meciului că trebuie să suferim. The boys knew that we have to suffer. La 0-0 am suferit destul de mult până am reușit să înscriem. A început repriza a doua destul de bine. Pot spune că și în prima repriză am avut șanse reale de a marca, dar n-am făcut-o. N-am reușit să le fructificăm. În primul rând sunt bucuros și sunt mulțumit de atitudine, de motivația lor în teren. Lucrul ăsta aș vrea să spun că îl apreciez cel mai tare. Am văzut după pauză o dorință mult mai mare de fotbal, de a arăta că echipa e mai bună decât Petrolul. Echipa dumneavoastră e mai bună decât Petrolul. Da, asta e datorită jucătorilor. Am făcut câteva schimbări. Jucătorii au revenit de la vestiare foarte motivați. Și întotdeauna spun că băieții trebuie să dea totul. Sunt fericit pentru Luis Felipe, pentru că astăzi a contribuit la gol.
că am marcat. Și până la urmă, asta e foarte important pentru noi. Aș vrea să le mulțumesc fanilor. Sunt convins că la următorul meci vom avea și mai mulți suporteri. Și în momentul de față ne gândim doar că trebuie să muncim și mai mult. Care este situația lui Radu Slavescu și cum vă afectează planurile pentru următoarele meciuri? Da, Radu Slavescu, din păcate, a vrut să înscrie, dar a ieșit accidentat. A intrat Pandele, un jucător care a arătat destul de bine astăzi. Radu Slavescu va vedea mâine un medic, va merge la control și ne vom da seama exact de gravitatea situației. Vom vedea mâine cum este. A încercat domnule Haralambu să rămână pe teren, a forțat, dar până la urmă n-a mai putut. Da, e un tânăr jucător care vrea să demonstreze, știe că are șanse destul de puține și vrea să demonstreze că poate mai mult, că poate să aibă un loc de titular. Dar, până la urmă, a fost schimbat. Cu siguranță, în viitorul apropiat, va mai avea șanse să joace. La meciul cu Rapid, îl vom vedea pe Chiricheș cum se simte. Vom vedea în timpul săptămânii cum va fi pentru noi, cum vor merge antrenamentele. Cum comentați faptul că Nghezan a luat cartonaș galben? Nu ne gândim neapărat la treaba asta, trebuie să ne gândim la ce soluții avem, să ne gândim că avem un lot, avem mulți jucători și vom încerca din acești jucători să alegem cea mai bună variantă. Chiricheș e pregătit pentru un asemenea derby? Vom vedea, repet, în timpul săptămânii, la antrenamente, ne vom da seama de lucrul acesta. Vom vedea cum va fi, cum se va prezenta și vom stabili atunci dacă poate să joace sau nu poate să joace. E un avantaj pentru dumneavoastră și pentru echipa dumneavoastră că jucați aici pe Arena Națională? La astfel de meciuri, nu știu dacă neapărat există avantaj apropo de unde joci, la astfel de meciuri, practic se cam șterge cu buretele acest aspect, pentru că sunt derbiuri și ambele echipe își doresc să joace cât mai bine. Rapid a ales să joace aici. Noi vom juca și jucăm la fel, fie că jucăm acolo în Giulești, fie că jucăm pe Arena Națională. E un meci de 3 puncte. Cu siguranță ne dorim să câștigăm, să facem un meci cât mai bun. Important este să luăm totul pas cu pas. Trebuie să ne gândim că e important și acest rezultat, dar mai urmează foarte multe meciuri după aceea, încă 10 la număr, așa că va fi o perioadă destul de complicată. Am ascultat discursul lui Haralambus. Florinel Coman, Vio, a spus la interviu că este un avantaj pentru FCSB, că meciul cu Rapid se joacă pe Arena Națională și spunea că la meciuri mari, da, cumva a fost așa o înțepătură pentru rapidiști, spunea că la meciuri mari e bine să joci pe arene importante, nu pe arene de 10.000 de, cu 10.000 de oameni. Dacă s-a gândit la acest aspect sau eu știu să facă, să bată acest apropo vis-a-vis de mărimea arenei. Ba, până la urmă, Rapid a decis să joace pe Arena Națională. Să nu uităm că Rapid a câștigat în tur. Dacă pe Arena Națională. Arena Națională, da. 2-0. Deci, practic este un derby și normal că pe Giulești venea lume mai puțină, așa. Pe Arena Națională există șanse ca suporterii să vină număr foarte mare de ambele părți și să creeze o atmosferă de spectacol fotbalistic. Asta așteptăm de la suporteri.
foarte bine. Sper să se umple stadionul, să fie cât mai multă lume. Apropo de întrebarea celor doi reporteri, Florin, Chiricheș îl vezi... eu te întreb doar din punct de vedere fizic dacă îl vezi pregătit, pentru că din punct de vedere moral nu cred că mai poți să te gândești că Chiricheș n-ar fi pregătit la... în condițiile în care a avut Tottenham, Napoli, a jucat sute de meciuri în Italia, are zeci de meciuri, sute de meciuri, nu cred că a ajuns la sute, dar zeci de meciuri la echipa națională, banderolă de capitan la echipa națională, nu cred că mai poate să fie pentru el neapărat o presiune. Poate singurul element este ăsta fizic, nu știu dacă... Băi, da, Alex, e cel mai important. Dacă, e adevărat, dacă nu poți cu siguranță. Fizic și eu, dacă aveam probleme din punct de vedere... Cât ai dorit tu de mult, din punct de vedere moral, psihic, să joci, să fii prezent, dar dacă nu poți din punct de vedere fizic, dacă corpul tău îți creează probleme, n-ai nicio șansă, e bine să stai pe mâna. Tu vezi mai degrabă pe Chiricheș să intre în condițiile în care nu există Înghezana sau mai degrabă din nou improvizație cu Lixandru sau cu Ovidiu Popescu? Nu știm care este nivelul lui fizic, într-adevăr. Noi nu știm absolut nimic despre acest jucător, nimeni nu ne spune nimica. Dacă poate juca, este la ce nivel este, din punct de vedere... Eu știu, să ne dea un, eu știu, de la 1 la 10 și pregătim, de, eu știu, 8, 9. E clar că n-are rind de jocuri. Dar, păi da, dar... Oricum e, măcar dacă a stat fără rezervă, înseamnă dar, că poate să fie o soluție. Nu știu, nu, îl văd mai degrabă. Nu, cred că ar fi mai bine la mijlocul trebuie dacă el a mai jucat. Pentru că, din păcate, ați văzut, ca apărător central a avut mari probleme, chiar și la început când a venit, a avut mari probleme. La mijloc, în densitate, acolo, în aglomerație, e mai... reușește să joace mai bine, nu e mai puțină presiune, spun, ești ultimul apărător, nu ești ultimul apărător, deci ai mai puțină responsabilitate. Nu știm din punct de vedere fizic cât poate să joace acest jucător, care, iată, a fost accidentat mai mult de șase luni. Enorm de mult, enorm. Și nu știm ce a avut. Eu n-am înțeles ce a avut acest jucător. Pentru că se-și punea mari speranțe în el și echipa, proprietarul, Mehmet Stoica, antrenorul, și trebuia să fie jucătorul de bază. Uite că n-a fost așa. Din punct de vedere fizic. Deci evident că are probleme fizice. Acum vom vedea. Da, sunt curios să-l vedem. Să-l vedem cum va juca și unde va juca. Dar mi-e teamă că dacă va juca ca în rolul lui principal, va avea mari probleme, după părerea mea. Da, să-l vedem. Mai degrabă îl văd la mijlocul terenului, eventual. Da. Eu știu ce va gândi antrenorul. Lângă Olaru și șut acolo. Da, exact. Undeva pe acolo. Așa l-aș vedea, eu știu acum. Cei doi apărători centrali sunt, pentru vremea mea, sunt perfect din punct de vedere al... E prea multă densitate, aglomerată, zona mediană, imediat vine adversarul peste tine, te presionează acolo, e bătălie la mijlocul terenului, nu știu dacă să intri în lupta aia de la mijloc acolo. Mai dublează cineva, okay, nu ești ultimul apărător, exact, și eviți oarecum să... Dacă faci o eroare, te mai poate scoate cineva, mai pe românești. Poate nu va juca, poate va alege altă soluție. Lisandu sau pe celălalt Popescu? Ovidiu Popescu care mai jucat. Cam acestea sunt variantele, adică n-ai foarte multe variante. Trebuie să mai luăm un scurt moment de publicitate. Da. Suntem din nou în direct, mai avem câteva minute din această emisiune. Suntem așa pe foc automat și pe faze, că n-am reușit foarte mult să discutăm despre faze. Aș vrea să vedem faza golului, golul de 1-0 și ceea ce s-a întâmplat practic înainte de gol, apropo de ceea ce spunea și Pârvu. Există un duel, într-adevăr, Radaslavescu, că era Bratu. Un duel forțat aici de către Bratu. Practic, Bratu are prim planul, într-adevăr, are mingea la picior, dar el se interpune pe direcția de alergare a lui Radaslavescu și, practic, vrea să scoată un fault acolo. Îl caută faultul. Foarte bine a făcut că nu i l-a acordat. Nu mi se părea corect. Aici a procedat bine arbitrul. Jucătorul trebuie să joace. Aștia sunt deprinderi de nivel mic. Te pui în fața adversarului să ce să scoți faul. Dar du-te și aleargă cu mingea la picior, provoacă, uite că ai prin planul, poți să scoți mai mult. Tu te pui să scoți faul acolo. Aceasta este faza, Florin? Da, sunt de acord cu Vio, nu există așa ceva. Deci, după care faza continuă. Faza vine care golul. Bun, aș vrea să mai vedem. Trebuie penalizat din punctul meu de vedere. Ajungem și la ce spui tu. Ajungem și la ceea ce spui tu. Aș vrea să vedem faza cu Radaslavescu. Aici se accidentează Radaslavescu.
A fost un duel. Da, a fost un duel, da. El preia mingea, această pasă de încimea lui Coma, dacă nu greșesc. Bine, un pic ridică mingea, el preia foarte bine. Și acolo nu știu cine este jucătorul Petrolul. Cum îl cheamă? Nu îmi vine minte. Fundașul central, fundașul central, nu știu, care atenție, intră de o manieră foarte violentă asupra lui, da, acestui puști. Îmi pare foarte rău de el. Că intrase destul de bine. Prinde piciorul drept, sub corp. La glezna dreaptă, nu? Da. Întrebarea este. Dar atenție. Întrebarea este. Da. Este sau nu este? Penalti. Păi, deci după dă minge mai întâi jucătorul Petrolului. Nu știu cât dă minge, o Alex, șterge, se duce, oricum intrarea este criminală. Așa. Criminală pe este da, cu talpa în față. Bun, mie mi se pare că Radaslavescu ajunge să dea primul minge și, da, și lovește piciorul lui Garuti. Garuti este, da. Mi se pare o intrare care putea este fi sancționată cu penalti. Mi se pare că da. Păi cum? Intră, plus că îl accidentează și pe jucător. Bine, să te amul la faza asta, să vedem dacă e offside sau nu. Oricum au fost niște decizii destul de ciudate ale arbitrului și am văzut și vis-a-vis de cartonașele galbene pe care trebuia să le acorde mult mai repede unor jucători, deci a fost foarte permisibil, nu am înțeles. Aș vrea să vedem trei faze. Mir că nici varul nu se sesizează. Da, da. Aș vrea să vedem trei faze. Apropo de ceea ce înseamnă la capitolul penaltiului, mi se pare rușinos ceea ce vedem acum. La fel, trebuie simulare. Deci mi se pare rușinos ceea ce vedem acum. Și din punct de vedere al jucătorilor și din punct de vedere al arbitrului. Și la Octavian Popescu. Uitați-vă la Octavian Popescu ce face. O simulare jenantă. Da? Prima. Avem în repriza a doua. Haideți să vedem și unde cere Florinel Coman. Iarăși mi se pare, nu pot să imaginez că o să-ți dea cineva penalti la așa ceva. Nu știu de ce nu-i atenționează. Păi asta e de fapt întrebarea. De ce nu vine arbitru? Pentru simulare, exact. Mai avem o fază a Petrolului unde spune Pârvu că trebuia să uite arbitru mai atent. La Ișvan, adică, iarăși mi se pare, și arbitrul are trei faze în care Vio nu dă un galben. Vio nu dă un galben la trei faze. Da, nu, trebuie să le sancționez pentru simulare, deci n-ai cum. Așa. Deci eu, în altă parte, în alte campionate nu vedem astfel de simulări. În Anglia, te iau și te huiduia din tribune, deci... Până la sfârșitul meciului și sezonul viitor. Da, te deci fluieră pentru ridicole toate simulările acestea. Sportiv, așa este. Deci nu înțeleg. Nu, și de asta, dar vreau să spun. Și de aici se întâmplă întotdeauna întreruperi de joc, nervi, cartonașe roșii. Pentru ce? Pentru o simulare. Da. Într-adevăr, ar trebui să fie mult mai duri, mult mai severi arbitrii să-i dea cartonașe galbene. Dar știi care e ideea? Că dacă îi dai galbenul, asta e antifotbal. Până la sfârșitul meciului, nu-l mai vezi făcând treaba asta. Da, exact. Păi asta spun. Te erau trei cartonașe galbene. Corect. Trei cartonașe galbene. Chiar și acolo era un special. În sfârșit, foarte discutabil acest... să zic, arbitrajul acestui domn. Da, nu știu, mi s-a părut depășit oricum. Plus că nu, varul nu se sesizează, mai ales la intrarea aia lui Garuti la Radaslavescu, cum s-a dus cu talpa în față, bun, el dă băiatul mingea Radaslavescu, de aici, uitați ce dar se întâmplă. Mingea ajunge să fie deviată de Garuti, oricum, intrarea foarte periculoasă. Da, nu, dar mi se pare, deci mi se pare, nu e, știi ce, penibil, știi care e situația, Florin? Da. Situația este că mergem în cupele europene. Da, absolut. Și ne așteptăm că elemente de genul ăsta așa sunt obișnuiți, Alex, și la antrenament, dacă și nu dai fault, să vezi ce supărați din Europa. De ce nu ne dau? Să vezi ce supărați sunt, dacă nu le dai la orice atingere, când la jocul mai tare, bărbătesc, plâng. Că stai, mă, e fotbal, păi, și plus că vezi și la antrenament simulări de teși, îți pui mâinile în cap. Deci, nu, sunt penibili. Octavian Popescu, sper să nu mă înșel la numărătoare, dacă lua galben, nu juca cu Rapidul. Era simulare, absolut, eu zic că s-a greșit. Deci dacă nu lua galben, dacă lua galben, nu juca cu Rapidul. Asta e simulare. Nu puteți să înșelați așa. La... este... Nu, toate. Penibil. În afară de aia, penibil. La Radaslavescu acolo... Păi nu, aceea n-am dat-o ca o simulare. Fost, nu, acolo am dat fost, pentru că trebuia să revedem contactul. Au fost patru care... Este o mare problemă a fotbalului românesc din punct de vedere aceste lucruri. Este... Da. Tipic românesc. Păi de-aia nu stau în picioare, de-aia nu stau la dunghete în străinătate. De-aia când iau ea pe capotă în străinătate, când se duc, nu mai acolo, nu te mai... cu ștergătorul. Ce te mai protejează unul și altul? Nu, acolo a venit sus, că avem treabă, hai,
Nu mai plânge, mai ales să cerșești de o asemenea manieră, să simulezi, ești penibil. Nu se poate, da, așa este. Da, și mie mi se pare că exact cum spui tu, cerșim, sau mă rog, jucătorii cerșesc de fiecare dată atenția. Normal că se enervează Radunovici acolo. Asta se creează asemenea probleme. Exact. Se fragmentează jocul, sunt nervi, cartonașe roșii, îmbrânceli. Ăsta nu mai e fotbal. Deci domnii arbitri sau nu știu cine conduce. Păi domnii arbitri, că altcineva cheamă, că nu putem să scoatem noi cartonașul galben. Nu se poate așa ceva, să tolerezi asemenea comportament antisportiv și da, pur și simplu înșelăcios. Da. Să înșeli, nu-mi plac, nu, băi, fiți, într-adevăr, cum ai zis tu, domnule, fiți bărbați, fiți bărbați, fiți oameni. Florin Andrei, da, arbitrul acesta. Florin Andrei, uite, Radu. Nu, este scandalos, sincer. Și nu este primul, este în acest mes sau de 3 ori sau 4 ori s-a întâmplat asemenea simulări. Da, nu, e foarte bine ce am spus, foarte bine că spunem, pentru că nu putem să trecem cu vederea asemenea episoade. Și, într-adevăr, arbitrul nu a fost, chiar nu a fost la înălțimea așteptărilor. Ciudat arbitru. Da, exact. Bun, foarte ciudat. Mai avem foarte puțin timp. Aș vrea să vedem clasamentul în acest moment. Mai avem două meciuri din această etapă, Șepșii cu Voluntari și Universitatea Craiova cu Rapid. La Craiova cu Rapid nu prea contează în lupta pentru play-off, dar contează pentru lupta la titlu de acum, sau mă rog, pentru ceea ce va urma în play-off. De partea cealaltă contează Șepșii Voluntari, pentru că Șepșii, dacă va câștiga, se duce și ea la 40 de puncte și vom avea Farul, Ucluj, Hermannstadt, UTA și Șepșii pe două locuri. 5 echipe pe două locuri. Și Farul. Ce Farul? Păi am spus. Farul, Ucluj, Hermannstadt, UTA, Șepșii. 5 echipe pe două locuri. Scuze. 5 echipe pe două locuri, să vedem. Vineri sunt... Sunt concluziile. Așa, okay. Aceasta este etapa. Vineri de la aceeași oră vom avea 5 meciuri. Mă rog, dacă Șepșii nu câștigă mâine, probabil că nu va mai fi la aceeași oră. Pentru că nu va mai fi în... Mă rog, ar trebui să ia chiar bătaie, cred. Să nu se mai ducă spre clasamentul acela în 3. Sunt mai multe discuții acolo. Da. Sâmbătă Rapid, FCSB, meciul mult așteptat. Practic, în ultima etapă vom avea chiar o luptă de 3 puncte, de fapt de 1,5 puncte, având în vedere înjumătățirea. Transmisiunile de mâine, avem Șepșii Voluntari, Craiova cu Rapid, avem Inter cu Genoa, Sheffield United cu Arsenal, meci din Turcia și un meci din Spania. Domnilor, mulțumesc frumos pentru Alex, mulțumim. Prezență. Noapte bună să aveți. Numai bine.